Anual, la 20 martie, 75 de țări membre ale Organizației Internaționale a Francofoniei celebrează această zi prin diverse manifestări culturale. La fel s-a întâmplat și astăzi la Giurgiu, când mai mulți elevi din cadrul Școlii Academician Marin Voiculescu și Liceului Tehnologic Ion Barbu au participat la o acțiune concurs inițiată de Biblioteca Județeană Ia Basarabescu. Scopul întâlnirii a fost acela de a testa cunoștințele de limbă franceză în rândul elevilor. Mai mult, aceștia au fost și stimulați, fiecare răspuns corect fiind premiat cu o carte sau o revistă culturală. Numiți câțiva scriitori de limbă română. Hai să vedem. Unii dintre ei sunt chiar studiați la școală. Câțiva scriitori de români care au scris în limba franceză sunt Panayi Distratu, George Eugen Ionescu și Calu Emil Cioran. Sărbătorirea Zilei Internaționale a Francofoniei este un eveniment care se întinde pe tot decursul lunii martie, timp în care sunt desfășurate diverse acțiuni și manifestări culturale, artistice și educaționale ce au ca scop promovarea limbii franceze. Legăturile României cu spațiul francofon datează din secolul XVIII, iar cultura și limba franceză a pătruns masiv în educația membrilor în altei societăți românești. În secolul XIX, franceza a devenit instrumentul și mijlocul privilegiat de acces la modernitate. Începând cu 1830, studiul francezei a fost introdus în școlile din București și Iași.